Bună ziua, dragii mei, sunt Tarot. Am luat cu o nouă etalare la alegere, etalare pentru, special făcută pentru luna plină. Veți avea de ales între trei variante. Eu zic să vă alegeți maxim două, eventual cu un anumit specific. Dacă vă alegeți prea multe, s-ar putea să faceți tot un talmeș-balmeș. După cum vedeți, înainte să vă rog să alegeți și în timp ce vorbesc, puteți să alegeți numărul 1, 2 și 3. După cum vedeți, în fundal am pus muzică pentru că vecinul de lângă mine face gălăgie și repară casa și face curat în curte. Eu știu, și din când în când există un zgomot destul de puternic, dar ce bine că în acest moment nu sunt la bloc și știți bine că au fost situații ce care îmi sunteți fidel de ani de zile, au fost situații în care s-au auzit zgomote infernale și a trebuit să întrerup etalarea. Oricum, dragii mei, mesajele care vin este foarte important de exersat această obișnuință de a separa lumea materială, problemele, grijile, zgomotul mental, care uneori este extrem de puternic, ca un picamăr. Trebuie să recunoașteți că uneori se întâmplă așa ceva, viața ne provoacă și noi trebuie să separăm aceste energii în mintea noastră, în corpul nostru, ca să putem prelua mesajele divine, energiile, intuiția care ne ghidează către soluțiile cele mai bune în acel moment. Deci, aveți de ales între acest budiță, medalion de argint, Buddha. Buddha sau Shiva? Shiva! În fine. Da? Numărul 1. Numărul 2, piatra aceasta de, cum îi zice? Sodalit. Sodalit. Și această cutiuță tare drăguță, nu știu, mi-ar plăcea să o transform într-un inel, dar e prea mare pentru mâna mea. Deci această cutiuță, foarte drăguleașă. Am vrut să fie diferite. Nu să aveți de alegeți, să alegeți între trei pietre, între trei seturi de cărți. Oricum o să folosesc seturi de cărți diferite. Deci, hai să procedem. Să procedem la treabă. Cei dragii mei, dragii mei, cei care ați ales numărul 1. Okay. Cei care ați ales numărul 1, cred, simt, fiind de argint, că trebuie să fiți receptivi, mai ales că e lună plină, da, este energie lunară foarte puternică și trebuie să intrați într-o vibrație foarte înaltă. Shiva totuși e vibrație masculină. Interesant că la capătul setului de cărți aveți steaua. Steaua și Shiva amândouă reprezintă energii vindecătoare și energii spirituale. Trebuie să vă vindecați și să creșteți spiritual. Clar. Period, da? Cum zic în engleză. Trebuie să vă detașați de niște constructe materiale sau materialiste. Probabil că pentru unii să fie și o dragoste intensă, o atracție, dar în care lucrurile se materializează foarte greu și, interesant, tocmai pentru că se materializează foarte greu, trebuie să lăsați în urmă acel gând că lucrurile trebuie făcute într-un anume fel și trebuie să manifestați credință. Da? Pentru că steaua înseamnă și credință și ați ales un medalion care ține de spiritualitate, de credință. Aveți încredere că universul, că eu știu ce, ghizii voștri spiritual vă susțin în această dragoste. Totuși o dragoste adevărată, e un rege de cupe, nu e orice fel de carte. Pentru unii dintre voi, dacă au fost probleme, spânzuratul, da, și eremitul, iau de pești fecioară, opoziția pești fecioară, ambele foarte spirituale, vreți să treceți peste aceste obstacole și să călătoriți către destinul vostru, către acest personaj, eventual pentru unii poate să fie un personaj care va aduce dragoste, dar nu doar dragoste, va aduce și o altfel de energie vibrantă, valetul de bute. Iar, nevoia unei călătorii. Hai să amestec. Nu, cărțile sunt amestecate, le mai amestec o dată. Să vedem ce aș vrea să vedem. De ce trebuie să vă eliberați în această perioadă? O dată. Numărul 1. De două ori. De trei ori. De ce trebuie să vă eliberați? O dată. De două ori. De trei ori. Hai să vedem.
6 de băte, 7 de cupe și valetul de cupe. Acum să clarificăm la capătul setului de cărți spânzuratul. Vreau să și clarific. Ia, spânzuratul și eremitul, ce am văzut mai devreme. Dorința de a manifesta ceva, de a comunica, dar comunicarea n-a fost făcută eventual corect cu magicianul, posibil au fost niște tendințe de manipulare sau v-ați păcălit sau ceva n-a mers în această manifestare, pentru că apar întârzieri la magician, da? Magicianul nu reușește să facă ce și-a propus. Eremitul și spânzuratul, două energii care întârzie și totuși magicianul vrea să manifeste cât mai repede. Și dacă se întârzie, înseamnă că au fost niște tendințe manipulatoare pe care poate nu le-am conștientizat nici unul, nici altul, dar nu le-ați conștientizat și au trebuit înțelese, ambii înțeleg, și eremitul și spânzuratul, înțeleg din perspectiva credinței, da? Mai ales dacă aveți de-a face cu un personaj, voi sau ei, unul dintre voi este mai avansat din punct de vedere spiritual. Hai să și clarificăm. Clarificăm, te rog frumos, odată. Ia uite. Mai tot vor să arată. Deci tot apare stea aia, nu știu câte ori. Conștientizați, e o poveste de dragoste și o atracție teribilă, dar predestinată, într-adevăr, dar trebuie să vă eliberați eventual ori de niște nevoi materiale, ori de un stil foarte încet și precaut de a aborda situația, eventual cu 6 de spade, să mergeți o leacă mai repede, că spadele sunt iuți, da? Să lăsați în urmă apele turburi sau stilul acesta, cavaler de monede, încet și precaut și poate prea practic. Și să mergeți către soare, sau mai bine zis, e și lună plină, da? Să mergeți către stea. Să vă vizualizați destinul. Să vă apropiați de oameni care vă influențează spiritual bine, au o influență pozitivă, benefică. Poate unii dintre voi vreți să mergeți către cineva care vă vindecă sau cineva care are... are sau va avea un destin special. Dar încă n-au venit clarificările. Oricum se dorește comunicare. Hai să clarificăm, da? Odată. Am văzut și pasiune, da? E în legătură cu ceva, o energie nouă, plină de pasiune, de sexualitate. Să clarificăm. 6 de bâte, 7 de cupe și valetul. Atât de două, de trei ori. Hai să vedem. 2 de cupe, wow! Luna și soarele. Da, trebuie să analizați un pic. În viața voastră este un personaj, un suflet pereche, cu o atitudine de vindecător, de învingător. Dar și voi vreți, eventual, să aveți victorie, să aveți succes, să vă întâlniți. De fapt, 6 de monede de bâte materializează, e pe cale să materializeze o întâlnire, da? Cu un suflet pereche. Vreți să mergeți eventual către acest suflet pereche, poate că îl și știți. Dacă nu, va urma, că tot apare steaua, steaua poate să fie o energie de lungă durată în care căutați. Poate să fie o energie în care vă căutați, 6 de bâte poate să caute, da? Plin de încredere, sufletul pereche. Și totuși am văzut amânările. Și cu 7 de cupe și cu lună, văd că visați, da, și luna are tendința de visare, visați la acest suflet pereche. Dacă nu sunteți aproape și v-ați întâlnit, visați la ei. Există și o oarecare teamă în această relație, pentru că trebuie să vă conștientizați emoțiile, nu doar energia masculină despre care am vorbit. Și nu puteți să mergeți doar cu această atitudine masculină de învingător, oarecum uneori egoistă, voi sau ei. Vedeți unde sunteți, ori ei, ori voi. Pentru că aceasta creează confuzii și frici. Ori în viața voastră, ori în viața lor. Da, trebuie să mergeți, într-adevăr,
treziți spiritual, că tot am văzut steaua și acum apare soarele, pe care cred, eu așa simt că rezonează cu Shiva foarte bine, dar aici radiază Shiva. Trebuie să intrați într-o energie și aici este faptul că e din argint, trebuie să fiți un pic receptivi la lună plină și să vedeți cum să puteți, cum veți putea manifesta în viitor, evident. Că energiile acestea de lună plină, lună nouă, se manifestă în timp, în luni de zile, poate chiar și ani. Da? Să vedeți cum se poate manifesta acest soare și cum vă puteți duce la ei, dragii mei. Ia uitați, cu soarele, da? Să vă puneți soarele în cupă, să vă puneți soare în suflet, cum zic eu, da? Să vă puneți soarele în suflet și să oferiți parte din sufletul vostru, voi sau ei, evident. Deci, ca această întâlnire să fie victorioasă, trebuie să vă înțelegeți fricile și confuziile și visurile și idealurile și ce mai vreți voi. Și abia atunci puteți să vă întâlniți, repet, cu soare în suflet și să oferiți parte din această lumină pe care ar trebui să o căpătați. La capătul setului de cărți, regele de spade. Este o tăcere între voi, între voi și acest suflet pereche sau... Poate să fie parte din viața voastră de zi cu zi, probleme financiare, relații karmice care scârție, dar eu cred că totuși această, ia uite, cavalerul de bâte și regina de cupe. Și am văzut asul de bâte. Dacă e o pasiune, dacă e o nouă pasiune, necesită timp și analiză. Și atunci, pentru că sunt probleme în spate, în spate, în cărcă, da? În cărca voastră, a lor, de care trebuie să vă eliberați, dar în primul rând energetic, pentru că eliberările se fac mai întâi energetic și apoi se manifestă și în fizic, da? Și cele negative și cele pozitive. Tot ce simțim se manifestă mai întâi energetic și apoi fizic. Și atunci, ca să aveți victorie, trebuie deocamdată să vă eliberați, că tot e lună plină, mulțumesc de inspirație, că tot e lună plină să vă eliberați ori de alte opțiuni, dacă mai aveți. Dacă știți că voi sunteți, aveți tendința aceasta să fiți flamboianți și eventual să lucrați cu ego-ul vostru și cu spiritul vostru și să-l puneți în cupă, da? Degeaba veniți cu băte la acest suflet pereche, la această întâlnire viitoare sau de lungă durată sau de scurtă durată, că va fi, se va manifesta, da? Tot ce facem... în acord cu energiile lunare, se manifestă mai devreme sau mai târziu. Deci aici trebuie să vă eliberați eventual de o tendință egoistă. Dacă e această tendință egoistă, lăsați-i, eliberați-vă de confuzia pe care vă creează acest suflet pereche, da? Și concentrați-vă, repet, pe soarele vostru. Concentrați-vă pe soarele vostru. Pe trezirea voastră. Aveți soare și lună, interesant, e o întâlnire cu sufletul pereche, cu flacăra voastră geamănă despre care am mai vorbit. Unii o veți manifesta mai repede, alții mai târziu, în funcție de cum reușiți să eliberați confuziile și celelalte opțiuni. Opțiunile pot să fie și persoane, dar pot să fie și interese, hobby-uri, da? Sau tabieturi, sau eu știu ce mai sunt, da? De aia zic. Am vorbit despre eliberare, ce aveți de eliberat, da? Și atunci, regele de spade stă și meditează și eventual scrie că e cu sabia în jos, da? Ia să vedem cum e. Stă cu sabia în jos și scrie. Scrijelește pe hârtie. Îi pune toner și scrie. Mă eliberez de cutare, mă eliberez de egoism, mă eliberez de egoiști, depinde, vedeți unde sunteți, da? Ca să pot manifesta această întâlnire cu sufletul pereche. Sau eventual vindecare, sau eventual colaborare benefică, de cupe înseamnă foarte mult, nu doar sufletul pereche, da? În acord cu necesitățile spiritului meu, care trebuie să fie cât mai luminos, da? Că doar ascultați tarot. Hai, mai dăm o carte pentru acest... Dă-mi, clarificăm. Uite, s-a oprit la magician. Trebuie să manifestați. Dar manifestați la lună nouă, acum vă eliberați de confuzii. De imaginea publică. Da? Pentru că imaginea pe care o proiectăm în exterior e una, interiorul e alta. Altfel, dacă voi stați prea mult în această imagine, în fața sufletului pereche, nu veți crea conexiunea interioară, sufletească și mentală și spirituală.
Dă-mi o carte pentru 7 de cupe. O dată, de două, de trei, unu. 6 de cupe, astea. Confuzie referitor la această întâlnire. Știți unii, simțiți că v-ați mai întâlnit în alte vieți, că e o persoană din copilărie, că e o persoană care vă înțelege, dar interesant, aveți un alb și un gri, în fine, umbră și lumină. Aici este, trebuie să lucrați cu zona voastră de umbră, să vă eliberați de umbră ca să puteți manifesta lumina. Da? Și uitați ce frumos, la mijloc este luna plină despre care chiar vorbim, mulțumesc mult de confirmare, spirite. Da? Și urmată de soare, de partea luminoasă. Ca să se manifeste soarele, trebuie să renunțăm la confuzii și la umbre. Da? Ia uite, justiția, trebuie să fiți în echilibru. Îndrăgostiți, iar și îndrăgostiți vorbesc despre echilibru, trebuie să fiți într-o anumită energie. Și aici lucrați cu energiile în această perioadă. Da? Avem arcaș pe balanță, gemeni, foc, evident, soare, peștrac, scorpion, pot să fie și alte semne de aer, și alte semne de apă. Evident că poate să fie orice semn, dar cu marcaj. Poate sunteți taur cu marcaj puternic în aer sau în apă sau în foc, da? Deci nu vă fixați doar pe asta. Dacă vă doriți o împăcare, posibil, așa simt, pentru că vorbim de eliberări, să trebuiască să o mai amânați, că am văzut spânzuratul și eremitul, să o mai amânați până vă găsiți lumina aceea, până vă găsiți misiunea spirituală, până vă vindecați, repet, de confuzii, de frici, de o latură pe care toți o avem, întunecoasă, care vă stă oarecum în cale și, repet, pentru unii ar putea să fie ego-ul unuia. Dar să nu, știți, e frumos să fim în echilibru, apropo că a apărut justiția și mă strădui, am și eu aspectele mele în balanță, da? Mă strădui să fiu cât mai corectă. Ideea este că toți avem ego-ul. Și la fiecare se manifestă într-o anumită formă, da? Că avem soarele și 6 de băte. La fiecare se manifestă într-o anumită formă și să nu-i acuzăm doar pe ei, da? Da, unii sunt mai egoiști, așa au fost creați, cu un scop, ca să învețe niște lecții. Alții au devenit în preajma anumitor persoane. Acum, hai să amestec cărțile. Numărul 1. Ce manifestă? Ce reușește să împlinească? Ce simte că s-a împlinit sau se va împlini în această perioadă? O dată. De două ori. De trei ori. Și aceste împliniri, să știți că sunt efectul unor manifestări la lună nouă. Cine știe când? De-a cu 3 luni de zile, de-a cu 6 luni de zile, de-a cu 3 ani de zile, de-a cu 30 de ani de zile, dar ce se întâmplă la lună plină, ca și bucurie, ca și reușită, este manifestarea în timp a unei dorințe care s-a pus la lună nouă. Numărul 1. Oh, ce frumos! Am zis, trebuie să renunțați la frecia, ce frumos! Valetul de spade, interesant. Și da, exact eliberarea despre care am zis, ar putea să fie într-un timp destul de scurt. 10 de spade, eliberarea de frici, de, da? Că am văzut luna, 7 de monede, ar putea să fie altă problemă, altă poveste. Ia, investigați în viața voastră. Voi sunteți cei care o trăiți, eu doar citesc energiile. Interesant, la capătul setului de cărți aveți 5 de băte și 5 de spade. Cred. 5 de spade înseamnă conflicte, invidii, jocuri mentale, dar și 5 de băte înseamnă, într-un fel sau altul, concurență, război interior sau exterior, lupta cu ceilalți. Dar 5 de băte în comparație cu 5 de spade, mie mi se pare mult mai optimist, pentru că evocă și niște tehnici creative în această luptă, cât ține de creativitatea leului. Însă, de fapt nu însă, simt că ar putea să fie o victorie în fața unor dușmani, că am văzut 6 de spade totul, de băte. Sau continuați. Faptul că v-ați luptat, cum vine mesajul,
lupta aceasta și cu voi și cu gândurile și cu niște invidioși va aduce o bucurie după o lungă așteptare. Mulțumesc, da? După o lungă așteptare, 7 de monede. O să clarific soarele, totuși. După o lungă așteptare. Într-o poveste în care eventual s-a comunicat mai puțin, ar putea să n-aibă nicio legătură cu ce am spus mai devreme. Să fie două aspecte separate, da? Într-o situație de trei, trei înseamnă două persoane și încă un al treilea element, dar treilea poate să fie jobul, un hobby, prietenii, familia, eventual al treilea interes, a treia persoană de interes. Deci, într-o dezamăgire, într-o situație care v-a rănit, v-a dezamăgit și ați tăcut, nu ați comunicat cu acest vale de spade, ați fost defensiv, dar această atitudine defensivă a fost necesară tocmai ca să puneți capăt unor trădări, 10 de spade. Simt că acestea sunt energii din trecut și acum, acestea sunt explicațiile prin care ați trecut ca să ajungeți la acest soare. Poate să fie vindecare, pentru că 10 de spade și 3 de spade vorbesc despre o suferință. Da? O suferință, dar cred că este mai degrabă suferință sufletească. Iar trădări cu 5 de spade și 5 de băte, trădări din preajma unor oameni la care poate nu vă așteptați. Dar lecția a fost că ați învățat să vă puneți granițe personale în fața lor. Și punând, aveți 2 de 7, punând granițe personale și crescând în grădina, lucrând în grădina voastră interioară, manifestați acest soare, această energie și vindecare pe de o parte și creștere spirituală, că tot îl aveți pe Shiva care radiază, într-o formă sau alta. Aș vrea totuși să vedem. Clarificăm, să vedem totuși de ce a fost această suferință. 3 de spade, o dată. 3 de ori. 3 ori. Da, a trebuit să integrați, da? Elemente care țin de apă și de foc, de acțiune și de emoție. Dezamăgirea și speranța, suferința și lupta, da? Vulnerabilitatea și defensivitatea, da? Sunt chestiuni opuse care trebuie integrate. În această imagine am făcut-o cu gândul la două zodii, Scorpion și berbec. Da, vedeți, aici este un corn, berbecul, și aici este un scorpion, nu vedeți, dar trebuie să vedeți lucrarea mare. Pentru unii poate să aibă legătură scorpionul și berbecul ca și aspecte, casa 8-a, eventual și casa 1-i, a personalității și casa 8-a a secretelor, a sexualității și așa mai departe. Amândouă sunt zodii foarte puternice, marcate de Marte, da, de felul în care acționă. Și Marte e o energie masculină, da? Se vede aici. Deci suferința este legată de integrarea unor stări. Dorința de a cuceri. Ah, interesant, da? Am văzut 6 de bâte. Dorința de a cuceri versus de a comunica de la suflet la suflet telepatic, da? Două aspecte foarte diferite, dar care trebuiau integrate. Care legătură doar cu voi, cu starea voastră interioară sau cu anumită poveste sau cu un anumit personaj, voi știți? Poate n-are legătură cu ce am zis mai devreme, dar e chestiune de integrare. A voastră, a cuiva. Vedeți unde sunteți. Asta pentru că nu apar niște personaje, sunt doar niște energii. Ia uite, Marea Preoteasă, creșterea, creștere spirituală, Regele de Cupe, să învățați să iubiți necondiționat, Regina de Spade, poate într-o legătură cu un personaj mental, căsătorit sau necăsătorit, dar foarte tradițional sau fixist în regulile sale. Aici este creșterea spirituală a voastră, a cuiva, dar totuși vorbim de voi și atunci hai să ne concentrăm de creșterea voastră, nu a altuia. Clarificăm, te rog frumos, 7 de monede. O dată. De 2 ori. De 3 ori. Emoțiile.
Aici trebuie să așteptați. În această poveste și în această trezire spirituală, această manifestare a energiei voastre divine, eventual masculine, toți avem masculin și feminin, da? Capacitatea voastră de a radia, după ce treceți, da, ce frumos, după ce ați trecut prin suferință, prin așteptare, prin, iar importanța integrării experiențelor bune, rele, astea trebuie să le integrăm, aici e un foc. Un foc care, interesant, avem exact frunzele astea în toamnă. Renașteți. Apropo de lună plină, mersi mă de inspirație. La această lună plină renașteți după o perioadă de îndelungă suferință. 10 de spade. Sunt niște flăcări ca niște lumânări. Și flăcări, dar și lumânări. Da? Începe să radiați. E un soi de fönix. Un mic fönix. Și așteptarea a fost, pentru că au fost emoții intense în într-o situație, poate să fie de dragoste, poate să nu fie, dar sunt emoții intense. Am văzut totuși doi de cupe care legătură că n-are, vedeți voi. Și aici este 7 de monede, trebuie să aștepte ca să-și integreze emoțiile în felul în care acționează, da? Să-și integreze suferința și să o alchimizeze, am zis renaștere, mulțumesc mult de mesaj, da? Și să o radieze prin lecții spirituale, prin tot ce are mai bun și mai frumos. Nu pot să zic doar dragoste, prin toți. Radiezi cea mai bună versiune a ta în acel moment. Emoțiile au trebuit temperate. 7 de monede e o energie care temperează, e precaută. Iar ca să se integreze. La capătul setului de cărți, faetonul. Și faetonul integrează în momentul în care... Sau înainte să ia decizii, ca să iei decizia finală, să mergi înspre stea, că tot am văzut steaua, să schimbi destinul, să-l simți destinul, să-l vezi, da? Și să-l manifesti. A trebuit să integrați. Clarificăm soarele. O dată. Uhu! 10 de cupe, vai ce frumos! La 10 de cupe sunt de fapt două persoane, deși da, ați trecut prin probleme 5 de monede. Dacă aveți probleme financiare, dacă aveți probleme de cuplu, aici este. Radiați, fiți soare pentru oricine în preajma voastră, da? Și veți atrage, că soarele atrage. N-ați văzut cum ieșim toți la plajă când e soare? Atrage. Veți atrage această fericire. Dacă nu o simțiți acum, rămâneți în acest soare ca să vină la următoarele sau în următoarea perioadă. Frumos, interesant. Priviți la puterea voastră interioară. Sunteți puternici. Un mesaj. O dată pentru numărul 1. Nu așteaptă. Miracole și binecuvântări, îmbrățișați-vă emoțiile. Exact ce am zis, emoțiile. Îmbrățișați-vă emoțiile. Integrați experiența și iertați, apropo de integrare, iertați. Eu zic că se leagă, da? Cam atât pentru numărul 1. Sper că v-a plăcut, da? Ok, numărul 2. Sper să nu se decaleze sunetul. A trebuit totuși să pun pauză. Uneori parcă mi-e și teamă să mai pun pauză pentru că știu că... mi-au picat cărțile. Știu că are tendința să se decaleze. Eu sper să nu se decaleze sunetul. Ați ales această inimă, inima albastră. Ați vrea să vorbiți cu inima voastră. Eventual, e un pic rănită, ceva s-a întâmplat de-a lungul timpului, dar rămâneți frumoși cu toate problemele. Interesant. Rana aceasta o poate vindeca doar un anumit suflet, pereche, așa simt, acel loc special care a rămas gol, nu l-a umplut nimeni, va fi umplut doar de cineva. Acum, ideea este că ați ales inima, vă doriți dragoste și încercați să rămâneți, dar nu vedeți că nu e crăpată, dar așa pare, da? Sunteți frumoși așa cum sunteți, dragii mei. Hai să vedem. 8 de spade. Încă în stres, în legătură cu o transformare. Legătură cu un final. Au fost confuzii într-o problemă, v-au creat mult stres, o problemă, da, și dezamăgiri.
Ce, un rege de gâte sau pasiunea pentru cineva sau un personaj foarte entuziast, plin de patime. Ceva șoptește și Vici. Și Vici. Acum, acest personaj v-a creat multe nopți de nesomn, da, confuzii și ideea este să rămâneți voi în energia voastră puternică. Doamnelor, domnilor, e o energie foarte puternică, preîmpărăteasă, energie feminină, apropo că ați ales luna, inima, da? Dar trebuie să vă transformați. Trebuie să puneți capăt acelor griji și să vă reprogramați cum să ieșiți în acele griji. Hai să vedem. Ia uite, zice. Poate are legătură, da, poate acel personaj să fie un personaj din mediul vostru familial, frate, soră, tată, mamă, rude, prieten, poate să fie și la locul de muncă, nu e neapărat să fie o persoană în iubi-iubi, da? Neapărat în iubi-iubi. Asta este, rămâneți în dragoste, rămâneți echilibrați emoțional. Numărul 2. Ce trebuie să eliberați odată? De 2 ori. De 3 ori. Valetul de monede, regina de spade, asul de cupe, la capătul setului de cărți, 0. Este un început cu cineva, probabil cu marcaj puternic în semn de aer, marcaj, poate să fie ascendent, repet, și să aibă lună în semn de apă și să fie altă zodie. Da? Mare grijă. Ideea este că acest personaj e totuși un personaj. L-ați întâlnit de curând, este nebunul. E o întâlnire, da? Care vă, vă creează, iată, regina și ia uite, regina de bâte, valetul de bâte, în care v-ați îndrăgostit. Wow, ai de mine, ce e aici? Doi de... Da, v-ați întâlnit. Unul dintre voi este căsătorit sau are niște responsabilități foarte mari. E o întâlnire trăsnet cu sufletul. Ia uite, deci personajul căsătorit, cele două suflete perechi, trăsnetul, da? Și pasiunea asta, care vă face să vă doriți să fiți împreună, pentru că simțiți că vă completați. Este și regele de monede, am zis, poate să fie orice zodie. Un personaj are această atitudine tradițională, tradiționalistă, da? Cum vrea el să fie, așa ar trebui să se desfășoare lucrurile, dar pasiunea care există între voi este devoratoare. Am zis că întâlnirea aceasta ați simțit-o foarte profund și unul și celălalt. E o dragoste nouă. E nouă, e zero, e nebun. De curând v-ați întâlnit. Adică anul ăsta, posibil. Așa simt. Ați simțit că e ceva special care vine din alte dimensiuni, din alte lumi. Dar ați vrut să comunicați și voi și ei să creați ceva în această poveste. Dacă voi vreți să comunicați dragostea, probabil că trebuie să vă eliberați de această dorință de a construi, de a comunica dragostea ca să o comunice ei. Vedem, hai să și clarificăm. Clarificăm cele trei cărți odată, de două ori, de trei ori. Pentru numărul 2. Interesante cărți. Valetul de spade. 4 de spade. Și roata norocului. Da. La capătul setului de cărți, asul de bâte. Posibil să fie această întâlnire la locul de muncă și vă dezechilibrează pe amândoi. Nu doar financiar, de 3 de cupe, 3 de monede, da? Și dezechilibru. Doi. E nevoie de înțelegere, de analiză. Va renaște judecata după o tăcere în care se reechilibrează forțele și se alege. Acest nou început, acest e al doilea as, asul de bâte. Atracția și dragostea se vor manifesta, dragii mei, în timp divin. În timp divin, roata norocului. Întâlnirea, într-adevăr, a fost karmică. Tot, am putea spune în timp divin, deși uneori
Mai ales când o persoană e căsătorită sau are responsabilități, e matură, trecută prin viață și simte că se îndrăgostește pentru prima oară și nu că se îndrăgostește, că iubește, se gândește, domnule, de ce tu mai acum a venit această dragoste și n-a venit în tinerețe? Și ai putea să spui că nu e chiar timp divin, da? Este la timpul inoportun. Dar, apropo, e vorba de o dragoste. Astfel de cupe și pasiune și atracție. Se va manifesta la un moment dat. Deocamdată trebuie să vă eliberați, eventual puteți să studiați mai multe despre situații în sine și neapărat, neapărat trebuie să stați să analizați că e perioadă de eliberări. Luna plină ne ajută să ne eliberăm. Vă eliberați eventual de tendințele raționale, vă eliberați dacă personajul este foarte rațional și încă nu-i pregătit să primească, era să zic lumina, dar lumina vine prin dragoste, nu? Prin această crăpătură, cum zice Rumi, zice, trebuie să-ți crapi inima ca să pătrundă lumina în ea. Unul dintre voi, cred că personajul care este aici, trebuie să crape ca să pătrundă această apă și această lumină. Și mai durează un pic cu roata norocului. E un anumit timp. Până atunci, investigați. Poate unul are copii în spate, poate unul trebuie să treacă printr-un divorț dacă e căsătorit sau să aleagă ce vrea să manifeste, adevărul sau altceva. Deci e o chestie care ține de meditație, 4 de spade. 4 iar este casa a patra, familia sau lumea interioară. Aici este. Puteți și voi să meditați, repet. Cum să manifestați dreptatea și adevărul în această poveste de dragoste. Să meditați cum și să cercetați, meditația ține de conexiunea cu spiritualitatea, valetul de spade înseamnă și cercetare pe internet, prin stânga-dreaptă, să mai afliți câteva informații legate de acest as de cupe și acest nou, da, această pasiune totuși. Nu vă grăbiți, că am văzut nebunul. Nebunul se aruncă, da, riscă. Nu vă grăbiți. Mai ales dacă unul este tradiționalist, trebuie luat, da? Trebuie să-i acordați răbdare și înțelegere. Acum, dacă voi aveți de discutat, aha, interesant, ia. Dacă voi vreți să începeți ceva la lună plină, zic să mai stați un pic să ne analizați cu regina de spade și valetul de spade și se va împlini la luna nouă sau într-un anumit timp. Aș vrea să-mi clarific, să clarificăm acest valet de monede. Clarificăm valetul de monede pentru numărul 2 odată, care e deliberat. De două ori, de trei ori, 6 de monede, aici este, iar, trebuie să vă eliberați 8 de cupe, dar pe orizontal, și aici este avertizarea, trebuie să vă eliberați. Pentru unii 6 de monede, știți că reprezintă și un triunghi în care cineva dă la două persoane și, pentru că este și a doua, nu dă suficient la una pentru că îi dă mai mult celelalte. Ca să puteți să ne intra în echilibru în această carte, totuși e un echilibru, chiar dacă sunteți diferiți, două persoane, puteți să dați și să primiți în aceeași cantitate, da? Ideea este să așteptați până se rezolvă niște lucruri. Regina de spade poate să însemne, interesant, și cu 4 de spade. Poate cineva are probleme de sănătate și atunci trebuie să mai așteptați, să vă eliberați, da? Ca să se echilibreze lucrurile. Poate să fie notar, avocat, iar niște chestiuni legale sau chestiuni care țin de sănătate. Cineva poate trebuie să se vindece, să facă niște tratamente, că apare vindecarea și vindecarea vine în timp divin și în momentul în care apare vindecare se va manifesta. Deocamdată vă eliberați. Mersi. Clarificăm și regina de spade. O dată. De două.
de prima. Justiția invers. Aici este justiția. Așa a venit. Întâmplător, dar neîntâmplător, am luat setul invers. Acum că l-am luat, așa trebuie să-l iau, da? Ca să vină justiția invers. Cineva cu marcaj puternic în semn de aer și apă și un pic de pământ, în fine. Dar marcajul puternic este pe aer, pe comunicare, și nu ar pe comunicare, pe o situație care e dezechilibrată și e nedreaptă. Dați timp ca lucrurile să intre în echilibru. Meditați la lucrurile care au fost exprimate nedrept sau au fost manifestate nedrept din partea voastră și a altora. Da, poate să fie și mesaj pentru voi în general. Da, vindecați-vă de nedreptățile care au fost făcute. Dați-vă timp. Aveți niște subiecte de liberat, da? Da, trebuie să vă eliberați de nedreptăți, de o boală, eventual, de niște... Poate chiar de un... O nedreptate legată de... Și oricine poate v-a făcut această nedreptate. Dorința voastră de a oferi și dorința lor de a primi. Adică... Nu există balans în balans, echilibru în această atitudine. Trebuie să și oferi. Da? Cel care primește trebuie să și oferi. Și dacă ați avut oameni de genul ăsta, trebuie să vă eliberați de ei. Valetul de spade îmi sugerează că trebuie să vă faceți aceste scrieri eliberări. Poate vă doriți să vă întâlniți cu cineva și trebuie să stați mai calm dacă au probleme în justiție, dacă au probleme cu sănătatea. Se va rezolva, dar în timp. Astfel de cupe și astfel de băte vor veni în timp. Și în momentul în care se vindecă, apare și construcția, implicarea, pentru că trebuie să se aleagă, da? Deci asta este problema în această perioadă. La capătul setului de cărți, Marea Preoteasă. Da. Lucruri pe care nu le înțelegeți în acest moment și trebuie să meditați. Ca să primiți informația respectivă, da? Trebuie să meditați. Hai dă și 4 de spade odată. De 2 ori. De 3 ori. 9 de monede. 1. Interesant, e nebunul. Nebunul care lasă în spate 10 de bâte. 10 de bâte pentru mine e o relație apăsătoare sau o responsabilități, da? Cine știți voi că sunteți voi, că e altcineva care trebuie să lase niște responsabilități ca să o ia de la 0 la luna 9, la altă, eu știu, un alt moment în timp divin. 9 de monede poate să ducă ori către 8, către muncă, ori către 10, către cuplu, către tradiție, către familie. Deci, posibil pentru unii să fie un divorț în lucru, pentru unii, și între timp voi trebuie să munciți pentru independența voastră, să vă mențineți în echilibru financiar. Da? Da, cam asta e, asta văd. Pentru că nouă de monede pe orizontal, nici drept, nici invers, e în lucru. Oricineva vrea să se elibereze ca să poată să fie cu voi, vedeți. Veți trăi și veți vedea. Și când dăm aceste mesaje, să știți că noi acum le luăm, dar ele se pot manifesta. Încă se pot, cu siguranță se vor manifesta în timp. În timp. Hai să vedem. Ce reușiți să faceți în această perioadă? Teoretic ar trebui să fie următoarea prezentare despre o bucurie, o reușită. Și când spun de reușită la lună plină, să știți că sunt efectul unor inițieri sau implicări la lună nouă, da? Sau dorințe stabilite la lună nouă, care poate să fie acum câteva luni de zile, acum un an de zile, acum, eu știu, 10 ani, da? Hai să vedem de ce se va bucura, ce va reuși să împlinească. Numărul 2, o dată. De 2 ori. De 3 ori. Ia uite. Dar nu mă lasă să arăt cărțile. Cineva vrea să vină cu viteză la voi,
să vorbească cineva de... Oh, de care sunteți dezamăgiți. Și din cauza acestei răni, acestei dezamăgiri, s-a creat o energie toxică. Eventual ar vrea să vă spună, trebuie să făcut un drum. Îi așteptați sau intuiți că vin să vă vorbească despre niște situații tare neplăcute din viața lor. Hai să mai amestecăm o dată. O dată. Deci, ce se va manifesta? O discuție cu cineva. Hodor într-un burosc, așa va fi discuția. Numărul 2. Ia uite, trei de spade. Dezamăgirea de care... Sper că v-ați vindecat. Ce reușiți? 8. Ia uite, călătorie, comunicare. Regele de spade. Interesant, regele de spade a fost mai devreme regina de spade. 2 de bute. A, nu. Marea preoteasă, am vrut să se arate, da? Dacă n-ați înțeles niște lucruri, veți înțelege, veți primi. Mersi mult de informații. Veți primi niște mesaje. Veți primi niște mesaje, eventual de la un personaj rațional care vrea să comunice în aceste de cărți, regele de spade, comunică deschis. Eventual face niște alegeri. Puteți să fiți și voi, să fiți raționali în legătură cu comunicarea, eu știu, foarte pasională pe care ați avut-o cu cineva, să fiți raționali și să alegeți. Dar totuși, tendința este să alegeți expansiunea. Ia uite, 10 de cupe la capătul setului de cărți și turnul. Da, lăsați în urmă energia toxică dintre voi, apropo, și manifestați trăsnet cu o bucurie mare. Hai să vedem, clarificăm totuși, ori de bute. Regele de spade, mai... Și 2 de... A apărut... Marele preot invers, care? Marele preot reprezintă pentru mine căsătorie, contracte. Cineva se eliberează de o căsătorie, de niște contracte. Sau, dacă nu se eliberează, este un pic mai neortodox, mai neconvențional. Și de 3 ori, parcă. Așa era, de 3 ori. Cum să clarificăm cele 3 cărți. Te rog frumos odată, de 3 ori, așa să le duc. 9 de bute. 6 de spade, interesant. Regele de cupe. Apă, aer pentru unii. La capătul. Am zis eu, chestie trăsnet. Și iar apare diavolul. Se lasă. Da, rămâne în spate. Probabil că întâlnirea dintre voi a fost intoxicantă, obsedantă, cu iau de două cărți care vorbesc despre obsesii, dar și nevoia de vindecare. Nevoia clară de vindecare. Am văzut mai devreme că apare vindecarea la eliberare, într-o formă sau alta. Nevoia de echilibru. Da? Unde era turnul. Pentru că, așa, turnul, așa era, da? Tot ce a fost toxic trebuie să se dărâme ca să se poată manifesta reconstrucția acestui turn. Veți primi niște informații, veți sta de vorbă cu cineva. Și vă va povesti eventual blocajele prin care trece sau prin care trece conexiunea voastră din perspectiva lor, eventual. Poate și voi veți spune despre blocajele voastre, despre suferință. Pentru că aici este Chiron, poate cineva să vorbească și despre o suferință fizică, dar se vor primi informații. Cineva vrea să vină, sunt două cărți care arată călătoria, da? 6 de bâte. Vrea să lase în urmă apele tulburi, o situație și vrea să vină înspre voi, pentru că vrea să aleagă ce să aleagă regele de cupe, dragostea adevărată, emoțiile. Sunt doi regi, ar putea să fie același rege. Ar putea să fie același rege. Dacă voi sunteți aici, simțiți că voi sunteți aici, puteți să alegeți între două persoane sau să alegeți între acest personaj și echilibrul vostru emoțional. Dar eu simt că cineva vrea să vină înspre voi, să vorbească despre momentele lor de alegeri, despre blocaje, despre ceea ce vor să creeze. Acest personaj vrea să fie foarte deschis și în echilibru emoțional. Clarificăm. 8 de bâte. Odată.
Of. Două. Ia uite. Au fost, ia uite, spânzuratul aici, au fost niște situații care v-au ținut pe loc, spânzuratul, tocmai ca să căpătați lumina divină, înțelegerea. Cât timp a fost această separare și aceste sacrificii, blocaje, da, spânzuratul, unul dintre voi, în mod special, personajul mental sau mai rece în aparență, începe să se topească. Regele de spade începe să simtă că are emoții, da? Și când vorbesc de rege de spade, rege de cupe, sunt niște simboluri, dar pot să fie și femei, da? Persoana rațională și mai rece începe să simtă să se topească. Între timp, a visat la această întâlnire, la această călătorie, a visat și, eventual, interesant că aici e o lună plină, la această lună plină, sau una apropierea în perioada următoare. Luna plină declanșează eventual decizia, da, alegerea de a călători. Poate aflați nu doar despre sacrificiile și blocajele, cât și despre visurile lor. Poate vă spune că v-a visat. Cine știe, da? Cine știe? Temperanța. Iar nevoia de a vă echilibra, de a vă vindeca. Clarificăm regele de spade. Da. Ce să mai... Regele de bâte. Deci acest personaj clar se topește. Cum poți să topești gheața dacă nu în preajma focului? Și atunci gheața în preajma focului, a pasiunii, 8 de bâte și asul de bâte pe care l-am văzut înainte, dacă are legătură, da? Se transformă în apă. Și avem trei bărbați, același bărbat în diferite forme. Probabil se pregătește să devină împărat. Începe să se declanșeze manifestarea bărbatului din ei sau din voi. Acest personaj vrea să vă cucerească și să, ia uite, așteptați, speră, trei de bâte. Iar e distanță între voi. Speră că va fi bine între voi. Doi de bâte. O dată. De două ori. De trei ori. Ups, nici nu mai așteaptă. Și ne apare îndrăgostiții. Aici. Și îndrăgostiții tot alegere reprezintă, dar a venit pe orizontal. Dar, asta e. Simt că sunt îndrăgostiți. Poate că nu vor arăta cu regele de cupe. În general nu arată dragostea atât de mult. Dar vor exprima ceva emoții, ceva. Pentru că, ia uite, la capătul setului de cărți, justiția, balanța, echilibru, dorința de a avea victorie, șase de bâte și asul de a exprima adevărul, asul de spade, da? Victorie. Acum, asta despre un personaj în viața voastră, probabil cu care vă veți întâlni în curând, într-un mod trăsnet, hodron, tronc, brusc. Să nu faceți atac de inimioară. Nu faceți atac de inimioară, dar clar, această întâlnire, da, întâlnire și când dați mâna, o să aveți așa, o să vă electrizați. Mi s-a întâmplat, am atins pisicuța. Doamne, ce s-a speriat în momentul în care s-a simțit acel curent dintre noi două. Da, cred. Mersi de inspirație. Cred că o să fie ceva curent electric între voi doi în momentul în care... Dar ar trebui să fie suficient curent cât să spargeți construcțiile vechi, dependențele, fricile, ego-ul, să spargeți acest, să rupeți acest lanț. E ca și când îl rupeți cu... E un aparat, cum îi spune, care... Nu, care sudează, care taie fierul. Da, sunt niște aparate, nu mă știu ce aparate, dar știu sigur că există, da? E o întâlnire foarte wow. Wow. Da. Mai zic ceva? Că e frumos, e interesant. Acum, despre voi. Poate și voi vreți să faceți o călătorie sau așteptați să vină cineva după o călătorie, dintr-o călătorie de la o distanță. Și sunteți voi cei care trebuie să exprimați aceste lucruri. Vedeți unde sunteți, care vă e povestea. Dar dragoste este, pasiune este și rațiune. Urmează să se manifeste în realitate, dar acolo trebuie să mai așteptați, apropo de manifestare, pentru că am văzut valetul de monede și șase de monede. Da, aici, la manifestarea în practic, va trebui să mai așteptați și să vă eliberați de această dorință de a se împlini repede în practic. Bucurați-vă de ceea ce simțiți în acest moment, eventual. Mulțumesc mult de inspirație, da? Bine, îmi povestiți. Nu uitați că etalările sunt, le primim acum informațiile, dar ele se manifestă în timp. Pentru că și când dăm comandă pe Amazon pentru ceva sau pe internet, da, trebuie timp. Dăm comandă la Univers către
divinitate că vrem cu tare lucru, dați timp Universului să le pregătească. Pentru că mai sunt și alții care așteaptă una alta, da? Hai să vedem. O să încerc să nu mai pun pauză pentru că nu știu. Ia uite, soarele a apărut. Soarele ar fi fost următoarea carte, da? Deci bucurie mare. După ce vă eliberați de 10 de spade, da? De durere. Da, poate cineva se eliberează de un contract, iar justiția apare, de o karmă, dacă face liberările necesare. Hai să vedem. Dragii mei, stați, nu plecați, că am zis că iau și un mesaj de la înger, dragii mei, un mesaj de la înger pentru numărul 1. Nu, 2. 1 are legătură, poate asculta și numărul 1. Numărul 2. Un mesaj de la înger pentru numărul 2. Un mesaj de la înger, vă rugăm frumos. Pentru numărul 2, ce care sunt... Ia uite, cineva trebuie să fie corect. Să vorbească. Cinstea este esențială. Aveți răbdare, am zis mai devreme, petreceți timp de calitate, să vorbiți corect și ascultați-vă inima. Interesant. Iar sunt niște relații karmice, acel diavol de care trebuie să vă eliberați. Și voi și ei și cine o mai fi. Relații karmice pot să fie și cu familia. Cinstea este esențială. Bine, în general, evident. Dar în relație cu un anumit personaj, cel puțin cu un anumit personaj. Hai să vedem. Următorul număr. Cei care ați ales această cutiuță. Aceasta nu știu ce este. E o cutiuță care îmi place foarte mult. Da. Trebuie să aflați un mister. Da, un mister. Interesant. Sunt niște măști, sunt niște secrete. Niște lucruri pe care le simțiți și nu le înțelegeți. La capătul setului de cărți, o călătorie, dorința de a începe. Ia uite, și lumea și zero sunt lăsați în urmă. Ia uite, 10 de spade. Durerile pe care vi le-a provocat, cine? Mama? Mama sau soția? Wow. Mama sau soția? 10. Ați crezut că o să fie bine 10 de cupe. În acest moment îl simt un ideal. Da? Ați crezut că o să fie bine și s-a ales cu trădări. Mama? Sau soția? Mama copiilor? Da. Vreți să o luați de la zero? Să manifestați ceva nou și să călătoriți într-o nouă direcție. Doamne. Da. Da. Confirm. Confirm, dragii mei, ce fior am. Hai să vedem. De ce trebuie să vă eliberați? O dată, de două ori, de trei ori. Trebuie să alegeți, să tăceți și să gândiți, să vă eliberați. Spânzuratul. Nebunul. 8 de bâte. O să clarific la capătul setului de cărți comunicarea. Comunicarea cu cineva. În primul rând, wow, clar că trebuie să vă eliberați și să vă vindecați. Poate de cineva, dragii mei, să vă eliberați de cineva care este persoană publică. În acest moment steaua s-a luat o distanță foarte mare. Vi se pare că e de neatins, eliberați-vă de acest personaj și mergeți către destinul vostru pe care trebuie să-l cercetați. Acum, trebuie să vă eliberați. A stat pe loc cu gândul la aceasta, eventual, sau poate să fie o falsă misiune. Falsă misiune. A stat foarte mult pe loc și ați meditat. Cred că sunteți persoane spirituale, dar trebuie să vă eliberați de niște legături karmice. Aveți deja lumină. Însă, știți, atunci când stai mult, vrei să te arunci în viață, înainte, în necunoscut. Fiți un pic mai precauți, da? Cu nebunul. Dacă vine cineva care vrea să o ia de la zero cu voi, dați-vă timp. Dacă vine cineva de la un drum și vrea să o ia de la zero, dați-vă timp, eliberați-vă de această tendință, eliberați-vă de tendința de a risca. Hai să mai vedem, clarificăm. Asta a fost un mesaj. Hai să clarificăm.
pentru numărul 3 odată. Asta e. Cineva vrea să vină la voi. După ce și voi și ei v-ați făcut gânduri. Cum să vă exprimați sentimentele. Dar eliberați-vă de așteptare. Eliberați-vă de această așteptare, că aici înseamnă și așteptare și spânzuratul tot așteptare. Așteptați să vină cineva, nu vă mai gândiți, nu. Lăsați, nu știu, gândiți-vă la alte lucruri. Aici este, asta înseamnă eliberare, gândiți-vă la alte lucruri. Pentru că cât vă gândiți nouă de spate, cu atât vă legați de acest personaj și nu puteți manifesta alte lucruri. Hai, mai amestec o dată, de două ori, să clarificăm cele trei cărți de trei ori. 10 de cupe. Poate să fie un ideal. O iluzie. Clarificăm. Ia uite, moartea. 3 de cupe. Da. Și regina de monede. Steaua la capătul setului de cărți și trăsnetul. 9 de cupe. În momentul în care vă eliberați de cine trebuie, vine și reușita. Vine și reușita. Acum. A spus capăt unei relații. De mult și încă stați și meditați la acest subiect. Încă stați și meditați la acest subiect. Vă rog frumos. Eliberați-vă ca să puteți marca renașterea. Mai aveți un pic ceva. Tot timpul aveți tendința să vă mai gândiți la acel personaj. 13 să fie un număr important. 12 și 13, da? Interesante. Casa a 12 a necunoscutului și 13 este renașterea, moartea și renașterea. Posibil ați fost puși într-un trio sau prietenii. Au tendința să, pentru unii dintre voi, nu pentru toată lumea, prietenii, au tendința să vă inspire la atitudini riscante, iar eliberați-vă de ei. Dacă în preajma voastră aveți un prieten care bea, mai mult sau mai puțin, iar și are tendința de a veni într-un mod foarte nebunesc, să zic. Eliberați-vă de acest personaj. Posibil să vină doar când este fericit și când bea, da? Eliberați-vă de genul ăsta de personaj. Dacă sunteți într-un trio și ați vrea să vă implicați cu un personaj care e căsătorit, lăsați lucrurile să se așeze. Cât timp sunteți în trio, nu vă implicați, clar. Mai multe mesaje pentru diferite chestiuni, da. Eventual, dacă ați făcut prea multe sacrificii acasă, cu mama, cu soția, cu cine mai știți voi, cu prietenii, prea multe sacrificii și ei au preferat să se distreze sau să se poarte imatur, puneți capăt, domnilor, puneți capăt! De fapt, luna plină cea mai bine este exprimată nu doar de lună, cât și de moarte, pentru că eliberăm. Iar 8 de bâte în acest moment înseamnă și plecare în sus, iar lăsați în urmă, ce lăsați în urmă, în jos, lăsați în jos. Regina de monede. Nevoia de stabilitate foarte mare. Dorința de a fi mamă și poate nu e momentul. O mamă, mama copilor, soția voastră, din niște motive. Poate petrece prea mult, poate e prea materialistă, poate vă impune prea multe sacrificii. Pentru dorințele sale de stabilitate, ce-o mai fi? Poate vrea prea mulți copii, nu, sunt multe motive, da? Eliberați-vă, pentru că 8 de bâte în acest moment înseamnă dorința de a zbura, de a vă lua zborul, da? Și a lăsa în urmă ceva și obține iar de casa 8-a scorpionului, a morții și renașterii. Și apare un trăsnet, da? Trăsnet, cred că asta este eliberarea, este inspirația pe de-o parte. Da, trăsnet, în momentul în care vă eliberați, poate. Da. Ați tot sperat că vine, da? Acel 10 de cupe se va întâmpla. Dar
unul are niște conflicte, are niște invidioși în preajmă, are niște conflicte mentale, lăsați să-și rezolve problemele, să nu vină cu acea energie și atunci voi vedeți-vă de drumul vostru, de creșterea voastră spirituală, iar rupeți macaroana, da? Și construiți-vă destinul și vindecarea. Acum, dacă sperați la o întâlnire cu cineva, v-am zis, dacă sunteți într-o poziție nepotrivită, lăsați lucrurile să se manifeste altfel. Ia, clarificăm spânzuratul. O dată, de două ori, de trei ori. Regina de spade, semn rațional. Uneori regina de spade, da, analizează prea mult. Niște probleme financiare sau de cuplu, 5 de monede. Regele de spade, da. Există un personaj într-un cuplu, voi sau ei, da? Au probleme de cuplu. Clar, regele și regina. Și din cauza asta lucrurile întârzie. Puneți capăt acestei tendințe de a vă mai implica, de a vă sacrifica. Se va împlini întâlnirea când consideră Dumnezeu. Da? Clar. Fără prea multe chestiuni. Clarificăm nebunul, te rog, o dată, de două ori, de trei ori. Nouă de monede. Și la capătul setului de cărți, regina de, nu, valetul de cupe, iar moartea, transformarea, da? Mai dăm o carte. O dată. De două ori. De trei ori. Concepție. Ah, interesant. Regele de spade. Iar. Dacă regele de spade este cel care e căsătorit cu regina de spade, da? Într-un cuplu. Are în spate totuși o dragoste. Posibil să fie o dragoste pentru voi. Dar până nu-și rezolvă problemele în cuplu, degeaba are dragoste. De-aia zis, puneți capăt. Este că în 9 de monede a fost clarificat de această concepție. Dacă riscați, fiți atenți, dacă riscați să vă culcați cu acest personaj, care, da, are dragoste, dar are și multe lucruri, iată, 5 de bâte, 3 de spade, multe lucruri de rezolvat în viață. De rezolvat ca să fie cu voi eventual să renunțe la cuplu sau la tradiție sau la ce mai fi. Mare grijă să nu vă culcați cu 3 de cupe, poate să fie întâlnire cu un suflet pereche, da, poate să fie lugu-lugu, laga-laga, așa, și să vă aruncați în brațele lor, mare grijă, mai ales dacă sunteți singure voi și ei încă nu sunt. Mare grijă să nu se lase cu un copil. E o avertizare, de aia zic, eliberați-vă. Pentru că e riscant să aveți un copil în asemenea situație pentru unii. Clarificăm regina de monede. Și ce ar mai însemna? Ar însemna că dacă încercați să concepeți acum ceva, în condițiile în care nu s-au rezolvat lucrurile, nu iese. Regina de monede. 6 de monede. Asta este. Într-o relație cu mama, o persoană feminină materialistă, mama, sora, mătușa, mama copiilor, soția voastră, nu există reciprocitate. Și atunci trebuie să plecați în altă parte, să vă găsiți destinul, să vă construiți valetul de monede, să vă construiți destinul. Trebuie să vă eliberați, da? Pac, pac, pac. La capătul setului de cărți, împărăteasă, iar. Mama, da? De care trebuie să vă vindecați, pentru că iar vă ține în ce? Flowing este spânzuratul. Mama, e o mamă. Sau, da? Pentru unii dintre voi. Eventual, în momentul în care vă eliberați de lucrurile astea, reușiți să manifestați creștere
și spirituală cu steaua și abundență. Interesant. Hai să punem cărțile la loc și să continuăm cu... Măi, filmează, filmează, dar auziți muzică, auziți muzică. Trebuie să auziți. Sper să nu fie foarte tare, dar repet, ca să se acopere zgomotele vecinilor. Hai să vedem. Acestea ar fi de Elidaia, de trâncăne. Dai drept omului să-și facă ordine. Bine că nu suntem la bloc. Acolo s-ar fi auzit mult mai nasol. Acum. Să amestec cărțile, dragii mei. Ia uite. 10 de cupe. Cineva vrea să vină. O să vină la voi. Regele de spade, acesta despre care am tot vorbit, tot apare. Regele de spade apare pentru că sunt anumite persoane, bărbați, femei, care sunt foarte raționale și aici, în această perioadă, trebuie să-și descopere sensibilitatea, lumea emoțională. Da? Vrea să comunice despre acest 10 de cupe, despre o fericire, despre un ideal pe care probabil că simte cu voi. Numărul 2. Nu. Băi, de ce am zis 2? Ela. Dar puteți să ascultați și numărul 2. Numărul 3. Ce veți reuși să manifestați? Ce veți împlini la această lună plină? Nu uitați că împlinirile de la lună plină sunt datorită unor dorințe pe care le-ați stabilit la luna nouă. Ia uite, întâlnirea cu prietenii, o întâlnire cu sufletul pereche, cu flacăra geamănă, este o bucurie în casă sau o nouă casă? New! Wow! La capătul, nu, la capăt este să aveți și dezamăgiri. Dezamăgiri, dar reușiți să împliniți totuși o bucurie. Împliniți, să împliniți o bucurie, în fine știți că sună ciudat. Hai să vedem. Care ați așteptat-o, la care ați sperat. Poate să fie și o întâlnire cu cineva la distanță, după ce, na, a stat separați la distanță. Ia, ce reușiți să faceți? Uf! 8 de spade. Uf! 3 de spade. 5 de spade. Ce reușiți să manifestați? Ciudat. Reprogramarea voastră. La capătul setului de cărți, ia uite ce frumos. Independența voastră și un nou proiect, o nouă vitalitate, încredere în sexualitatea voastră, în reușitele voastre. Eu simt, cum arată cărțile, că o să și clarific, dar vă rog din tot sufletul să nu obsedați pentru cineva care vine, pleacă în viața voastră, repet, de câte ori pot, da? Nu obsedați pentru ei, concentrați-vă pe voi. Dar reușiți clar să vă păstrați independența, inteligența, valoarea și inspirația. Vine o nouă pasiune în viața voastră care vă scoate, am înțeles, acest as de bâte să vă scoată din obsesia pentru cineva, cineva care v-a făcut să, nu neapărat că poate v-a și umilit, poate v-a rănit prin anumite cuvinte sau cuvinte spuse sau nespuse, că uneori și tăcerea doare, da? Și care v-a ținut așa inima în lanțuri, pentru că nu știați, comunică, nu comunică, comunică, nu comunică și v-ați simțit legate de ei, chiar dacă situația scârție. Și această nouă pasiune vă scoate din această stare. Poate să fie și o problemă de cuplu. Oamenii să se știe de mult timp, da? Și să tot să meargă așa, prin frig, prin ceață, dar să nu intre înăuntru, aici, în biserică, în transformarea lor sau schimbarea lor de destin, în spiritualitate, în vindecare, da? În colaborare. Hai să vedem. Clarificăm. 8 de spade, te rog frumos. 3 de spade, 5 de monede. Un altă. De 2 ori. Pentru numărul 3. De 3 ori. Ia uite, iar apare 4. Ce ar putea să fie în legătură cu casa? Hai să vedem. Oh, ce frumos, Doamne! Ce mă bucur! Vă vindecați, dragii mei! Vai, ce frumos! Roata norocului. Vai, ce frumos! M-am și speriat. Vai, ce frumos asul de spade. La capătul setului de cărți. 4 de spade. 4 de spade înseamnă și vindecare destul de înceată, da? Prin credință. 4 de spade înseamnă analiză,
meditație. Meditați cum să vă vindecați în această perioadă, la această lună plină, mai mult ca oricând, poate, într-o anumită poveste vă vindecați, două cărți care reprezintă vindecarea, de o situație foarte sumbră din viața voastră. Vine un personaj, wow, schimbare de destin, întâlnire de destin, va veni un personaj care va aduce adevărul, va aduce victoria. Am văzut și asul de băte, parcă, da? Și asul de spade. Va aduce victorie. Vrea să comunice despre toate lucrurile astea sau să comunice în așa fel încât să vă inspire într-o nouă direcție și să lăsați toate acestea. Vai, ce frumos! Știți cum am așa, parcă mi s-a luat așa o piatră de pe inimă, să vă comunice, să se poarte corect cu voi și să vă scoată din această energie. Wow! Posibil pentru unii să fie personaj cu marcaj puternic în semn de aer. Pentru mine văd aici vărsător, văd că e octombrie, poate să fie și balanță și aici gemen, balanță, vărsător, dar nu obligatoriu, evident, nu obligatoriu. 17 să fie data de naștere a cuiva, 10 octombrie sau ce o să fie, 1, da? În fine, acum, dragii mei, ce mă bucur. Și voi, la nivel personal, veți simți vindecarea, reprogramarea, începe să simțiți că reprogramările mentale pe care sper că le-ați făcut în această, de-a lungul timpului până la această lună, da, analiză și meditație, să vă aducă semnale, lumini pe cerul vieții voastre, că începe să vă echilibrați emoțional și să vă vindecați de obsesie, de niște griji, de faptul că vă simțiți apt să manifestați ceva. Dacă până acum suferind, vai, nu veți mai suferi. Nu veți mai suferi. Cel puțin într-o poveste care v-a adus suferință. Se schimbă energia, roata norocului. Este timpul să schimbați energia. Poate să fie forța voastră mentală, adevărul, evrica pe care o găsiți, că tot am văzut un turn, da? La un moment dat. Și steaua a venit după turn, da? Vă aduceți aminte? Da? Vă aduceți aminte? Poate să fie evrica voastră, momentul vostru trăsne de înțelegere și de eliberare și schimbare de energie. Gata, nu mai vreau să stau în energia asta. Vreau să fiu aici. Preîmpărăteasă, independentă, frumoasă, înțeleaptă, muncitoare. Da. Clarificăm 8 de spade pentru numărul 3. O dată. De 2 ori. De 3 ori. 9 de băte. Blocaje. 9 și 8 de spade. Tendința să vedeți doar blocajele. Aici a fost tendința să vedeți doar blocajele, să vedeți că lucrurile vă stau. Da? Eventual, poate ați avut un împărat, un personaj foarte tradițional, autoritar, bărbat, femeie, nu contează, poate să fie femeie în energia sa masculină, șef, tată, rudă, soț, cineva. Da? Pe care i-ați simțit că vă stau tot timpul în cale. Dar energia lor foarte puternică, dorința lor de a vă domina, v-a stat în cale și v-a făcut să vă simțiți, iau, v-ați încarcerați, da? În gânduri și în programări, că tu nu ești în stare de nimic, că tu nu poți să faci cu tare, da, nu. Acum vă vindecați. Wow! Ce frumos! Ce frumos! Și ce frumos îmi place la această carte, că în acest context de vindecare, ce a devenit blocajul, ce a fost blocajul, se transformă într-o poveste de viață foarte interesantă. Este un brad, da, care crește. Creșteți, vă transformați în niște persoane rezistente. Da? Rezistente, că bradul e rezistent. Care crește către vindecare, misiunea sa spirituală, către strălucirea voastră. Clarificăm 3 de spade. Uf, prea multe, dragii. Dragile mele, că... Da? Nu, sunt multe. Odată. Era un rege de bâte. O pasiune pentru cineva de 2 ori. De 3 ori. Uf! 5 de bâte invers. Asta este. Cineva nu s-a implicat? 5 de bâte invers. Cineva nu s-a implicat, eventual? Voi sau altcineva și din cauza acestei lipse de implicări, da? N-a vrut să depună efort, n-a vrut să lupte pentru
Voi știți ce? Și asta v-a adus multă suferință, dar lucrurile se schimbă. Probabil semn de aer, ceva marcaj, da? 8 de spade. Puteți să fiți chiar voi, din cauza că v-ați simțit blocați, da? Mental, ați avut numai vi s-au trimis, dragii mei, gândurile acestea, păsărele în minte, da? Roiul ăsta de păsări, de gânduri negative, v-au fost trimise și n-ați fost în stare să acționați, să vă luptați ca să vă vindecați inima. Și cu cât ați sta pe loc și nu ați acționat, cu atât v-ați rănit pe voi. Evident că puteți să fiți și voi, dacă nu, are legătură cu altcineva care... Mai dăm o carte pentru 5 de băte invers și 3 de spade. O dată. De 2. De 3. Ori. Aici citim deja bucurii. Ia uite. Da, stai, ce frumos, mai 10 de spade. 10 de spade. Aici este lipsa asta de implicare a cuiva, faptul că cineva nu a renunțat la niște, dacă e, da, la niște probleme de cuplu sau un ciclu de trădări, dacă ei nu au renunțat și pe voi v-a afectat această, da, neînțelegerea lecțiilor spirituale, dar se schimbă roata, se schimbă roata, da, se manifestă dragoste, regele de cupe, vine dragostea. Dragoste adevărată se exprimă într-o formă sau alta. Ia, dăm și pe roata norocul. Nu, pe 5 de monede acum. 5 de monede. O dată. De 2. De 3 ori. 2 de băte. Aici este. Voi sau altcineva n-au știut să aleagă. Nu știau. Da? Dar acum apare... Înțelege. Dacă voi n-ați știut să alegeți între această problemă de cuplu, da? Și independența voastră, da? Uite, 9 de monede și frumusețea voastră și valoarea voastră, acum veți alege. Dacă aveți probleme cuplu și mai aveți un personaj care vă inspiră într-o nouă direcție, veți alege. Dacă aveți probleme financiare, veți manifesta unde este independența. Găsiți informații, meditați, da? Atrageți banii altfel, aveți deja adevărul. În această perioadă veți primi o idee. 6 de cupe. 6 de cupe, moartea. Trebuie să puneți capăt. Am vorbit de moarte, parcă la eliberă. Dacă puneți, vă eliberați de ce am zis mai devreme, se manifestă, da, adevărul. Are legătură, probabil, cu ce am spus mai devreme. Un suflet pereche, personaje din copilărie. Hai mai dăm, pentru că e foarte interesant și destul de intensă etalarea pentru numărul 3, ca de obicei. Pe roata norocului o dată, de două ori. Cineva vrea să se împace cu voi? Cu 6 de cupe am impresia, da? De 3 ori. 2 de cupe, ah, ce frumos mai, da? Am zis așa, am impresia, pentru că era pe orizontal, dar cineva vrea să se împace cu voi și a venit așa, de ca și când umbra rămâne în jos și se manifestă lumina. Nu se manifestă 3 de cupe varianta de trio sau de exces emoțional, ci se manifestă bucuria, întâlnirea cu sufletul pereche. Frumos. Aici este revelația, întâlnirea, adevărul, exprimarea verbală. Și roata norocului. Ce frumos, dragii mei, steaua. Wow, sufletul pereche. Emoții. Și lăsați în urmă lacrimile. Vai, ce frumos. Hai mai dăm. Hai, că așa îmi place. Dăm și pe asta de spade o parte odată. Poate, dacă nu este iubitul, iubita pe care v-ați dorit-o toată viața, poate să fie un personaj, un prieten de suflet care vă ajută să vă vindecați, să zicem, da? Și așa. Da, ideea este pe care o primiți, este că, iau-te la lună plină, că tot a apărut luna, această perioadă, veți înțelege cum să vă construiți viața, cum să construiți această relație. Eventual, personajul care vine să vă exprime ceva, va exprima cum vrea să construiască cu voi această relație, pentru că vrea să renunțe la aceste trădări. Da. Vrea să manifeste roata norocului, schimbare de destin. Da, amândouă înseamnă destin, schimbare de destin, să colaborați. 2 de cupe, am zis colaborare. Să construiți împreună, eventual, o perioadă în secret.
E interesa justiția și împăratul. Probabil un personaj foarte important care are iar 5 de monede probleme în cuplu. Dacă voi sunteți aici cu probleme în cuplu, alegeți să manifestați varianta voastră superioară, dreaptă, corectă, într-o formă sau alta. Veți vedea cum. Veți vedea cum. Sper că... Nu plecați. Nu plecați, că am zis că luăm și mesaje de la îngeri în această perioadă. Să vedem. Pentru numărul 3. Mesajele noastre pentru numărul 3. La această lună plină și în perioada următoare, pentru că energia se declanșează acum, în aceste zile s-a declanșat, urmează și posibil veți simți. Mesaj de la înger pentru numărul 3. Interesante. Chiar sunt interesante. Mesaj pentru numărul 3. Hai. O dată. De două ori. De trei ori. Iubește-te așa cum ești. Iubește-te cum arată aici. Iubește-te așa cum ești. Cineva te-a învățat să nu te iubești? Numărul 3. Să fii blocat, să nu crezi în tine. Iubește-te așa cum ești. Numărul 8. E transformare. Este scorpion, da? Este scorpion. Iubește-te așa cum ești. Cineva îți va demonstra dragostea eventual. Mai dăm un mesaj. Pentru numărul 3. Sau cineva trebuie să demonstreze dragostea. Dacă până acum oamenii v-au demonstrat autoritate, în momentul în care voi veți începe să vă iubiți pe voi, veți atrage oameni care demonstrează dragostea într-o formă sau alta, mai devreme sau mai târziu. Hai. Dăm mâna așa, liber. Fără să o mai cer, să o mai... Hai. Mesaj pentru numărul 3. Frumos. Îngeraș. De la îngeri. Sfința Arhanghel, Mihail, Gabriel, Uriel și Rafael, mesaj pentru numărul 3. Asta. Ia uite, întoarceți-vă. Cum au apărut cărțile? Foarte întunecoase și următoarele foarte luminoase. Întoarceți-vă inima către lumină. Dacă cineva v-a pus în întuneric, întoarceți-vă către lumină. Fi de ajutor. Posibil cineva să vină să vă ajute. Mică gine... Da, probabil cineva vine să vă ajute. Aici este. Iar relații karmice. Relații karmice apar și la numărul 2. Interesant. Sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Numai bine. Ciao, ciao!